Bine ați venit, familia Tarot Lovers! Bună dimineața, neața, neața! Toată lumea s-a trezit, zâmbește, e trează, trăiește! Ia alegeți voi acum o carte, sau mai bine zis un pachet, să vedem ce avem pentru voi astăzi ca energii. Nu uitați, este o etalare generală și depinde ce atrageți voi. Primul pachet. Ce avem pentru voi? Sincer, bat cărțile și acum îmi vine un miros de liliac. Vreau să vă spun că eu aici liliac nu am. De sincer, nu am liliac. Liliac este undeva la munte. Și mi-aduce aminte de poarta bunicii unde avea liliac. Liliacul mov. Dar e un miros foarte specific, strident. Extraordinar de frumos. N-am nimic de liliac aici. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. Ce vrea să-mi spună? Magicianul. Bineînțeles că putem transforma totul, deci nu este ceva la care să nu știm. Astăzi este felul tău de a împărtăși cu ceilalți, de entuziasmul pe care l-ai, poate începi un job nou. Poate că este un interes special pentru tine să faci ceva nu numai pentru tine și pentru ceilalți. Și încă ceva. Magicianul este cu această capă roșie. Astăzi este marți, este Marte. Se poartă roșu, nu tot, pentru că nu întotdeauna ne aduce cel mai bun. Întotdeauna să fiți atenți unde stă Marte, în ce casă astrologică stă, pentru că el te mai și înțeapă. Și de obicei, marți are de-a face cu accidente, foc, accident în bucătărie, adică e ceva normal, nu vorbim de ceva extraordinar, dar întotdeauna să aveți mare grijă marțea, pentru că se întâmplă. Ce este cel mai bun marțea? Reușite pe care nu le aveți în alte zile. De ce? Pentru că lupta are curaj. Și în momentul în care tu ai curajul să transformi totul, ai ceva de rezolvat care, știu eu, nu s-au deschis ușile respective și ai încercat pentru luni de zile. Aici e energia de astăzi. Deci e un fel de a bate în ușă. Înainte de a ajunge să bați în ușă, ți se deschide. Aici este felul în care poți să mergi într-un loc anume sau chiar dorința ți se împlinește dacă îți dorești într-adevăr să mergi într-un loc anume. Poate un transfer, poate un job nou. E ceva extraordinar. Transformi. 9 de spade. Dați frica la o parte, a fost un stres, dar stresul acela este în mintea voastră, nu este la nimeni. Deci atrageți stresul și stresul vă împiedică să aveți curaj să mergeți să abordați orice tip de problemă. 7 de monede. Dacă cineva vă datorează bani, este bine să-i întrebați, sunt banii voștri? 5 de cupe. Vedeți aici acest pod? Veți trece. Trebuie un pic de curaj. Parcă aveți nevoie să vă împingă cineva. Vin eu să vă împing. 2 de cupe. Aici are de-a face fie cu afacere în doi, fie ceva la care trebuie să vorbiți
sau să discutați cu partenerul vostru. Fie că este un partener de afaceri, fie este partenerul vostru de viață. E un fel de a vă înțelege. Dacă uneori nu vă înțelegeți, asta este cu totul altceva, treceți peste, dar acum necesită să fiți împreună în ceva în care voi trebuie să realizați. Staua. O oportunitate pe care nu ar trebui să o pierdeți. Pentru unii dintre voi, să știți că va trebui să o țineți ca secret, pasărea Isis, posibil să fie chiar un job peste hotare sau să faceți afaceri import-export. 8 de monede, 4 de monede, roata. Ia uitați, o investiție. Mai întâi, încercați să aflați mai multe detalii, pentru că aici aveți împărăteasa și roata. Ia o întoarcere frumoasă! Cineva își îndeplinește dorințele. Iar pentru unii dintre voi, poate mergeți la o ceremonie, pentru că împărăteasa este cineva galant, frumos îmbrăcat, văzut bine. Și poate că acolo cineva important te va ajuta. Nimeni nu poate să-ți spună nu. Și vedeți încă o dată. Puneți ceva roșu pe voi. Acum mergem la cel de-al doilea pachet. Ce avem aici pentru voi? Ca energie generală. Ce avem aici pentru voi? Șase de săbi. Cred că veți rezolva foarte multe lucruri pe care nu le-ați rezolvat de ceva mult timp. Cinci de monede. Regina de cupe. Pe unii dintre voi vă irită niște cheltuieli pe care trebuie să le faceți. Dar dacă aveți o organizare bună, chiar și în a menține salariul, cheltuielile pe care le aveți, atunci înseamnă că va fi bine. Vedeți, această regină vă spune să fiți puțin mai puternici, aș spune, dar să planificați totul, pentru că regina aceea de cupe, în momentul în care voi lăsați de la voi, toată lumea vine să ceară. Cavalerul de cupe și șase de bâte. Foarte frumos. Cavalerul de cupe poate fi partenerul vostru care vă susține. Șase de bâte este succesul pe care îl aveți. Aici este responsabilitatea pe care vă luați. Fie este în casă, fie este la locul de muncă. Dar în același timp să știți că oamenii vin după voi pentru a le da sfaturi. Pentru că acele sfaturi pe care le dați îi aduceți la succes. Problema este că nu aveți voi timp pentru voi și uneori vă irită acest lucru. Aveți prea multă presiune la locul de muncă. Asta simt cu acel 5 de monede și 6 de spade. Magicianul. A doua oară. Deci, încă o dată, oricât aș face, alege o carte, pick a card, cred că acea energie va ieși. Se repetă ceva, pentru că, într-adevăr, veți rezolva ce nu ați rezolvat de săptămâni, poate. Iar pentru unii dintre voi, această energie este superbă, pentru că aveți 10 de monede și magicianul. Ceva neașteptat, nebunul. Deci, efectiv, mi s-a îngrețit pielea.
ce aveți nou în viața voastră și vine ca surpriză. Este superb. Ceva este aici. Sau aici sunt rezultatele pe care le aveți în urma muncii pe care ați făcut-o. Dar pentru unii dintre voi poate fi și o datorie înapoiată. Niciodată nu se știe. Totul se schimbă. Vă sfătuiesc, cei care sunteți deschiși, să mergeți pe Astrovedic, să încercați orice mantră am acolo. După care voi aștepta mesajele voastre, cei care doriți. Eu vă doresc o zi frumoasă, zâmbiți mai mult și este o zi splendidă. Va trebui să înțelegeți că în fiecare dimineață când vă treziți, să puneți mâna pe pământ și să-i mulțumiți lui Dumnezeu că v-ați trezit. Nu vrea mai mult. Vă iubesc, numai bine și ne auzim!